un nou ism. Pe lângă toate ismele de care am avut parte în ultimul veac, acum avem în centru ecologismul. Și vedem prezent peste tot și mai mult decât atât, îl vedem prezent asociat cu o mentalitate de stânga, foarte antitradițională, foarte revoluționară. În Germania, ecologiștii cer interzicerea sărbătoririi publică a Crăciunului și într-unul din cartierele berlineze, Kreuzberg, chiar au reușit să impună acest lucru. În Franța sunt mari adepți ai măsurilor sociale care încurajează parazitismul, după cum bine știm, iar în România îl avem pe celebrul Remus Cernea, care afișează lupta pentru drepturile delfinilor cu lupta pentru înlăturarea creștinilor. Bun, pe de altă parte, e un lucru pe care nimeni nu poate să-l conteste. Criza ecologică există. Ea este, de fapt, partea unui ansamblu mai mare, o criză a lumii contemporane. Însă, ecologiștii aceștia mainstream, dacă putem să le spunem așa, nu sunt ecologiști, sunt mai mult decât atât, sunt ecocentriști. Deci, pentru ei, natura este realitatea supremă. Divinizează, practic, natura. Este rodul unei evoluții în cultura europeană, să spunem așa, ca să simplificăm și să nu vorbim prea mult, în linii mari, că dacă evul mediu a fost în mare măsură marcat de teocentrism, deci Dumnezeu în centrul preocupărilor și al filozofiei, începând cu Renașterea, asistăm la antropocentrism, preluând o maximă mai veche a unui filozof al Antichității Grecești, Protagora, omul e măsura tuturor lucrurilor. Renașentiștii l-au înlocuit pe om cu Dumnezeu, l-au pus pe Dumnezeu în centrul Universului și pe Dumnezeu cu omul, da? L-au pus pe om în centrul Universului și încet, încet s-a ajuns inclusiv la concluziile începuturilor zorilor epocii moderne, când părintele raționalismului, Descartes, spunea că, de fapt, elementele naturii altele decât omul sunt niște mașinării. Descartes susținea că animalele sunt niște mecanisme, ca un ceas. Și că, de fapt, ele nu suferă, ci pur și simplu e o dereglare a mecanismului, că nu experimentează această suferință. Descartes a fost ironizat pentru această poziție inclusiv de contemporanele, un pic mai tânăr, tineri, Jean de La Fontaine, celebrul fabulist, ironizează mai mult deodată. Ideea, oricum, ideea care s-a impus odată cu Renașterea și a avansat din ce în ce mai mult spre modernism este că omul poate să se folosească de creație, de lumea înconjurătoare, cum vrea. Și așa s-a ajuns la această supraexploatare care a dus la fenomenele pe care le vedem, poluare și așa mai departe. Ecocentrismul, care se manifestă ca o reacție, dar ca o reacție disproporționată, ecocentrismul pe care îl afișează ecologiștii zilelor noastre, relativizează până la a aneantiza rolul omului în creație. Pentru ecologiștii moderni, omul este o părticică din univers, e un fel de egalitarism și ca orice egalitarism este, aduce consecințe destul de grave din punct de vedere ideologic, mai ales că omul fiind doar o părticică neînsemnată din univers, egală cu copacul de acolo sau cu vrabia care tocmai a zburat, pentru că este foarte activ, devine nociv. Și dacă este nociv, trebuie controlat. De fapt, ecologismul modern este noul comunism. Green is the new red, este de altfel o lozincă foarte des folosită. Este clară influența panteismului, un panteism care s-a mai adăugat așa o culoare marxizantă. Pentru că dacă omul este nociv pentru natură, înseamnă că trebuie controlat. Trebuie ca cineva să controleze exact cât mănâncă, ce face și cine hotărăște aceste lucruri. Bineînțeles, o oligarhie. Ca oligarhia care odinioară hotăra care e binele poporului și impunea măsurile liberticide. Și se ajunge la lucruri foarte grave. Se ajunge la controlul populației cu treaba asta. Pentru că evident că cu cât suntem mai mulți, cu atât poluăm mai mult. Și atunci poate că trebuie să fim mai puțini. Pe de altă parte, noi în calitate de oameni de dreapta, ne întrebăm ce facem. Pentru că există pe de altă parte această criză. Există Roșia Montană, de care vorbea Claudiu mai devreme, unde se face un jaf. Și roșia. Și roșia, da. Aici trebuie să revenim la viziunea mai veche asupra omului. Pentru că omul fiind un amestec de materie și spirit, este o punte. Cum spune părintele Dumitru Stăniloae, scopul pentru care Dumnezeu a creat lumea este ideea finală a lui Dumnezeu a fost să poată apărea în ea un vârf. O față spirituală și personală cu care să comunice în calitate de reprezentant al lumii create. Am citat. Omul este ambasadorul între lumea spiritului și lumea trupului. Prin om,
a căzut și creația. Asta o știm, nu spune Scriptura, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, făptura a fost supusă deșertăciunii, nu de voia ei, ci din pricina aceluia care a supus-o. Pentru că omul nu și-a împlinit corect această sarcină de mediator. Omul a început să folosească natura în scop egoist. Deci, omul are o mare responsabilitate. Natura este creată pentru folosul omului, dar nu pentru folosul egoist, ci pentru a-și împlini nevoile de zi cu zi și în același timp pentru a crește duhovnicește. Pentru că omul este în centrul naturii. Creația și inima omului, titlul acestei cărți, asta și spune. Avem aici un motto al lui Vladimir Vlosky, dacă nu mă înșel, care spune exact acest lucru. În centrul creației se află inima omului, dar nu este omul autonom. Și, în calitate de creștin, putem să spunem chiar că este omul divin. Este realitatea aceasta divină umană, Hristos. Hristos este scopul suprem al creației, de fapt. Un creștin vede în natură limbajul cifrat al lui Dumnezeu. N-are cum să bagiocorească această scrisoare. E ca o scrisoare pe care o primești de la cineva iubit. Nu poți să o calci în picioare, nu poți să-i dai foc. Trebuie să o respecti, o ții ca pe mărturie dragă, dar nu o vezi ca scop în sine. Mai ales că trebuie să ținem cont că natura creată participă la persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat. Deci natura participă la Hristos. Creștinul poate respecta natura, poate proteja, cum se spune astăzi, nu divinizând-o, cum fac ecologiștii moderni, ci rugându-se. Trebuie să se folosească de ea, dar trebuie să se folosească cu măsură și cu dragoste. Adică noi nu o să fim niciodată de părerea celor care spun meat is murder, să mănânci carne înseamnă să ucizi, este crimă. Pentru că vaca a fost creată pentru om. Dar, pe de altă parte, spune părintele Arsenie Boca, nu lovi vaca. Cine azi lovește vaca, mâine să lovească un om. Deci aici este vorba, modul în care omul protejează natura din perspectivă creștină este trăirea lui în sfințenie. Și avem exemple de sfinți, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Siloan Atonitul, catolicii l-au pe Francis de Assisi și mulți alții, care prin viața lor de sfințenie au trăit în comuniune și cu natura, cu animalele și așa mai departe. Și, în fond și la urma urmei, Hristos, prin jertfa Lui, n-a restaurat numai omul, a restaurat întreaga creație. De aceea spune mai departe, vorbește Sfântul Apostol Pavel, tot în Epistola către Romani, despre nerăbdătorul dor al făpturii după descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Pentru că, prin sfințirea omului, se sfințește și creația și își împlinește rolul. Ideea este, deci, să folosim creația cu înțelepciune, nu să ne depărtăm de ea ca și cum noi am fi un parazit, așa cum susține ecologismul mainstream, pe de altă parte însă să o folosim cu înțelepciune, cu moderație și în cele din urmă să o dăm înapoi lui Dumnezeu, cum se spune în liturghie. Ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate.